Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt un antrenament full body pe care îl puteți face fără niciun fel de greutate. Și eu am fost începător și acum vreau să vă spun câteva mici lucruri înainte să începem cu antrenamentul pe care eu l-am învățat din propria experiență. Eu am avut foarte multe întâmplări neplăcute, să zic așa, de-a lungul aventurii mele. Nu vreau să faceți și voi aceste greșeli, vreau să învățați din greșelile mele pentru că așa este cel mai bine. Primul lucru pe care îl vom face la început, atunci când ne apucăm de sport, este să facem cât mai multe repetări, peste 20 chiar. De ce? Pentru că așa vom reuși să condiționăm mușchii și vom reuși în același timp să condiționăm foarte bine articulațiile, tendoanele, care o să fie extrem de importante în calistenice, dar în general în orice sport. Așa că vrem să arătăm bine 10 ani de acum încolo, nu doar un an de zile și gata, după un an să avem dureri și să nu putem să ne ridicăm din pat și chestii de gen. Al doilea pas pe care aș vrea foarte mult să-l știți este că o să dureze și este foarte important să mâncați ceea ce trebuie. Pentru că dacă nu mănânci ceea ce trebuie, nu o să ai același progres pe care l-ai avea dacă mănânci. Ce să fac, cum să mănânc, cum să... Nu există nimic special. Fiți flexibili cu dieta voastră. Nu vă restricționați doar la pui, corez sau chestii de genul, pentru că nu trebuie neapărat să faceți chestia asta. Puteți să vă simțiți bine, să arătați extraordinar de bine și dacă mâncați o înghețată pe zi, nu este absolut nicio problemă. Sunteți la început, așa că luați-o ușor, nu vă aruncați prea mult, pentru că pe termen lung important este să fie sustenabil, da? Și nu e sustenabil să mâncăm toată viața numai pui corez. Următorul lucru este că trebuie să vă încălziți, fraților. Nu săriți peste pasul acesta pentru că este foarte important. Încercați să luptați cu lenea aceea de a vrea să vă încălziți, pentru că încălzirea poate să fie chiar mai importantă decât antrenamentele. Am trecut prin foarte multe lucruri, am avut tendinită, am avut și costocondrită aici la durerea aceea la stern, o zonă în care nu doar eu am avut dureri, sunt foarte mulți băieți care îmi dau mesaje și îmi zic: bă, Toni, mă doare aici sternul, frate, nu te încălzi cum trebuie. Cam astea sunt trei lucruri majore pe care trebuie să le știți. Următoarele lucruri o să le faceți pas cu pas, așa că antrenamentul de astăzi o să fie așa. Vom începe cu exercițiul extraordinar, plank, un exercițiu foarte bun pentru abdomen și o să vă explic de ce este foarte bun să-l incorporăm. În calistenice trebuie să lucrăm foarte, foarte mult corul, core strength, pentru că se va transpune în exerciții pe care vrem noi să-l facem mai târziu și în același timp ne va da și o stabilitate mai bună, adică dacă vine un băiat și vă împinge, dacă avem corul puternic, nu o să cădeți din prima cum ar fi, dacă aveți forță multă o să vă țin acolo pe loc. Bine, asta dacă se întâmplă. Și faceți maxim, faceți maxim acolo, să știți că ați făcut un antrenament eficient. Al doilea lucru pe care vom lucra după plank este flexibilitatea la picioare și o vom face exact așa. Flexibilitatea asta la picioare este foarte importantă, mai ales în calistenice, pentru că se aseamănă cu gimnastica și vrem să facem niște exerciții pe care nu le putem face dacă nu avem flexibilitate la picioare și nu s-ar vedea nici frumos dacă am ține piciorul așa strâmb. Așa că facem 3 serii câte 10 secunde, ținem acolo, încercăm să respirăm adânc, știu că doare, știu că e o senzație foarte neplăcută. Eu a trebuit să mă lupt foarte mult cu chestia asta, că nu-mi place deloc să fac mobilitate și flexibilitate, dar după acest exercițiu vom face pike handstand hold și îl vom face dinamic. Adică nu vom sta doar acolo în el, ne vom mișca și picioarele. Un exercițiu extraordinar care va lucra foarte bine trapezul, umerii mai ales, dar și abdomenul. Probabil înțelegeți de ce era foarte importantă flexibilitatea la picioare. Acum probabil că putem să ne aplicăm mult mai mult. Și dacă îl facem corect, vreau să-l faceți controlat, nu vă grăbiți, faceți undeva la 3 serii, aici puteți să faceți undeva între 3 și 12 repetări, o repetare însemnând că veniți în el, urmă vă duceți înapoi, veniți în el și vă duceți înapoi. Câte puteți să faceți voi și va lucra foarte bine așa cum trebuie. Următorul exercițiu este unul foarte bun pentru spate. Trebuie să antrenăm și spatele, foarte sănătos și pentru umeri și pe viitor când o să creșteți la un nivel mai avansat, o să aveți în continuare nevoie de acest exercițiu, deci nu o să scăpați de el cam niciodată. Acest exercițiu lucrează foarte, foarte bine latissimus dorsi, adică aripioarele și efectiv trebuie doar să ne ducem în retracție, controla totul, nu vă grăbiți, facem și la acesta 3-4 serii la maxim, absolut cât de multe puteți voi. La început probabil o să vă fie greu și să țineți bara strânsă, dar luptați-vă cu acea senzație pentru că acest exercițiu lucrează foarte bine și antebrațele, foarte bun în general pentru a ne pune bazele în acest sport. Următorul exercițiu este o variație de flotări foarte bună, o variație mai ușoară. Vom face undeva la 3 serii. Dacă ai făcut mai multe serii, tu ai acumulat un volum și volumul acela o să funcționeze foarte bine să-ți ofere progres. Așa că fă ce poți. Asta este important, să faci ceea ce poți. Trebuie să ne ducem controlat cu pieptul în bancă sau în scaun sau orice altceva aveți voi. Eu aici am o bancă și când vă ridicați, încercați să faceți contracția aceea bună și pe triceps și pe urmă din nou de acolo să vă duceți în jos și să aveți răbdare pe de-a lungul exercițiului.
mixului, pentru că dacă vă grăbiți, nu o să targeteze la fel de bine mușchii cum vrem noi. Următorul exercițiu este foarte bun pentru că lucrează și bicepsul, lucrează și umărul posterior și toată partea asta a upper back-ului, să zic așa, romboizii, chiar și trapezul, australienele. Ne ducem la o bară, eu mă duc la paralele de obicei, pentru că sunt bările mult mai joase. Important este ca înainte să ne ducem la acest exercițiu, să facem retracția aceasta la spate, ca să putem să tragem în spate cât mai mult, da? Adică să încercăm efectiv să ne unim coatele la spate când venim cu ele și să strângem foarte bine acolo, să strângem de spate și să-i oferim contracția aceea bombă. La fel facem undeva la 3-4 serii, dați maxim să fie daună și nu vă opriți indiferent că arde, faceți-l să fie foarte eficient și să merite. Și acest exercițiu o să vă condiționeze foarte bine mușchii, mai ales cei din spate, și pentru front lever și pentru nebunii pe care probabil nici n-ați auzit de ele pe viitor. Următorul exercițiu este iar unul de împins, este flotarea pe genunchi și în flotările pe genunchi ne vom duce la maxim. Din nou, vom face cât de multe putem, va fi foarte important să ne ducem ușor în ele, vreau să aveți grijă cum țineți coatele, să nu le duceți foarte mult în exterior, pentru că nu este bine, o să faceți și rotație internă dacă faceți acest lucru, țineți coatele drepte. Poate chiar puteți să țineți palmele puțin în exterior ca să vă protejeze chiar și mai mult umerii și asta va fi un plus enorm. La fel, sunt mulți băieți care zic, bă, flotări pe genunchi, că sunt foarte ușoare. Dar și eu, dacă stau să fac acum 50 de flotări pe genunchi și le fac ușor și controlate, exact așa cum trebuie, o să mă pompez și chiar o să fie grele la un moment dat, o să mă pompez pe umeri, pe piept, pe triceps. Așa că nu există prea ușor, sincer. Dacă vrei să faci un exercițiu greu, îl faci. Și după acest exercițiu vom merge la bara de tracțiuni să facem knee raises, vom face maxim și la acest exercițiu, un exercițiu fenomenal pentru abdomen, chiar va condiționa foarte bine abdomenul pentru nebuniile pe care le vom face. Acest exercițiu pe mine chiar m-a ajutat și cu handstand-ul, probabil se transpune forța aceasta în abdomen ca să pot să mă îndrept în statul în mâini. Foarte important este și să respirați în acest exercițiu. S-ar putea să poți să faci cu 3 repetări mai mult dacă respiri așa cum trebuie în timpul exercițiilor. Deci inspirat și expirat. Pentru partea de picioare, pentru că vă arăt un full body, vom face fandări. Și fandările trebuie să fie și acestea încete și controlate. Vom face cât de multe putem. Ar fi foarte benefic dacă am putea să ne ducem peste 20. Când vă duceți în jos, încercați să împingeți din călcâie. Dacă împingeți din călcâie, o să intre foarte bine și femuralii, și fesierii, și coapsa. Deci vă va lucra tot piciorul exact așa cum trebuie. Vom face genuflexiuni și le vom face foarte ușor și controlat. Nu trebuie să ne grăbim. Așa că da, cam ăsta a fost antrenamentul de astăzi de full body. Asta este prima parte. Vom mai face videoclipuri de genul. Vreau să mai fac un videoclip cu full body. Poate îl facem și pe al treilea, pentru că am o multitudine de exerciții pe care vreau să vi le arăt și să vi le explic. Am făcut videoclipul acesta astăzi pentru că a fost foarte cerut de mulți dintre voi. Dacă vreți să mai fac videoclipuri pe o anumită temă, nu uitați să-mi lăsați acolo jos în comentarii și eu voi munci și voi face acele videoclipuri. Chiar îmi place să vă ofer informații, mai ales celor începători, pentru că mi-amintesc cum era când eram eu la început și că efectiv nu știam nimic. Nu știam ce să fac. Dacă vreți să vă cumpărați suplimente, ca sportiv trebuie să și reparăm țesutul muscular și proteina este un macronutrient foarte important pentru acest lucru. Nu uitați să folosiți codul TONY12 pe Genius Nutrition. Până data viitoare, eu v-am lăsat. Calisthenics is power. Pa, pa!